acest proiect nu face atingere zonelor respective. Se menționează faptul că s-ar tăia și că ar rămâne nu știu câți acuri. Dar, odată, în total, în piață, sunt între 102 și 104 acuri, în funcție de cine numără. Discutăm de 93 dintre ei, pentru că ceilalți sunt în alt proiect și nu intră în acest proiect. Deci cei care sunt pe latura de est, arborii de acolo, nu fac parte din proiect. Deci noi discutăm de 93 de arbori. Din aceștia, 35 rămân arborii care sunt existenți, plus 5, și observați în partea de jos, este cu verde, la capătul fântânii, un pătrat sau un trapez. Acolo este o grupare de arbori de 5 frații, care i-au socotit, mă rog, la anul. Adică, în total, 40 plus 16 arbori noi, care vor fi plantați pe locurile unde se văd cercurile cu verde mai închis la culoare. Cercurile care sunt verdele deschis sunt arborii vechi și puteți să observați în partea de sus a planșei, respectiv latura de est și latura de nord, sunt acei celebri castani, spun celebri pentru noi, pe care nimeni n-a intenționat niciodată să se atingă, dar văd că unii lansează faptul că acei